Pâinea s-ar putea scumpi din toamnă pe fondul crizei economice și a condițiilor meteo nefavorabile din țara noastră. Este prognoza expertului economic Viorel Chivriga, care spune că din cauza secetei ne-am putea pomeni în situația din anul 2003, când recolta de grâu a fost de puțin peste 100 de mii de tone. Situația e dramatică, deoarece chiar dacă vom avea precipitații în următoarele săptămâni, ele nu vor putea deocamdată să recupereze, adică să ajute anume solul ca să recupereze umiditatea pe care nu a primit-o toată iarna și în lunile de primăvară. Potrivit lui Chivriga, primii care vor simți criza și vor fi impuși să majoreze prețurile sunt brutăriile mici. În cazul celui mai mare combinat de panificație, unde statul are acțiuni, prețul ar putea fi menținut. În primul rând, 2020 e un an electoral. Iar până de multe ori, deci întoarce toate pronosticurile politice. Eu cred că decidenții vor face tot posibilul ca să nu apară, deci, un salt la produsele de panificație și la unele produse de primă necesitate. Dar sunt și o mulțime de producători de talie mică, care ei nu au spațiu de manevre pe care îl au combinatele mari. Contactat telefonic pentru o reacție, ministrul agriculturii Ion Perju ne-a spus că este într-o vizită în teritoriu în care discută cu agricultorii. Demnitarul doar a precizat că prețul pâinii nu va crește și ne-a promis că va reveni cu explicații, lucru care deocamdată nu s-a întâmplat. Anterior, pentru postul nostru de televiziune, Ion Perju a evitat să dea un răspuns direct. La toamnă o să avem pierdere, o să avem mai puțin grâu. Cumva asta va putea genera suprafața pe care o avem noi, suprafața pe care o avem noi acoperită de cerealiere, chiar și în situația în care va fi afectată, va asigura pe deplin securitatea alimentară. Luni și premierul Ion Chicu a vorbit despre situația gravă din domeniul agricol. Este pericol mare pentru anul agricol, deci chiar și în aceste zile noi să avem mai multe discuții cu reprezentanții sectorului, astfel încât să venim cu suport suplimentar, zicem, nu atât sectorul agricol, dar în general să venim cu acțiuni care ar diminua riscul pentru securitatea alimentară a țării. Toamna trecută în Moldova a fost semănat grâu pe o suprafață de 317.000 de hectare. Mulți agricultori spun că o parte s-a uscat, iar o parte din acele suprafețe au fost reînsămânțate cu porumb.